Bună ziua, bun găsit la negustorul de idei. Astăzi am un invitat iarăși din lumea medicinei, pentru că după ce am văzut cum este cu medicina de urgență, trebuie să vedem și cum este cu alte specialități. Invitata mea de astăzi este doamna doctor Doina Todea, de la Clinica de Pneumologie Leon Danielo din Cluj. Bună ziua, bine ați venit în emisiune. Bună ziua și bună ziua spectatorilor noastre sau cine vă ascultă, Userii, ascultătorilor, da, userii dumneavoastră, așa. prima întrebare, pentru că am avut o ezitare când a spus pneumologie, eram obișnuită cu pneumoftiziologie. Nu mai se poartă fiziologia? Da, așa este. Noi vrem să nu se mai poarte și de ce? Că acum, cum toată lumea face parte din comunitatea europeană, practic, peste tot în lumea aceasta se discută despre pneumologie și nu pneumoftiziologie, deși la noi, firește și acum o să găsiți pe siglele spitalului și în orice documente, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Să plecăm de la început, practic era inițial, cam când am început eu cu ani în urmă, nu spun câți, era practic specialitatea de ftiziologie. Și de ce? Pentru că vechii specialiști, acești ftiziologi care se ocupau de o singură boală, hai să spunem așa, de tuberculoză, ftizia veche. Ei, pe măsură ce a trecut timpul și am înaintat în experiență, să spun, și am acumulat ani și au trecut timpurile, practic, și odată cu intrarea în comunitatea europeană, practic s-a schimbat și în comunitatea europeană este medic pneumolog. Este acel medic care se ocupă cu această specialitate de pneumologie, mai exact bolile pleuropulmonare. Deci ce ține de plămâni și, bineînțeles, conexiunile acestea cu celelalte organe și să nu uităm, un om sau o persoană este un întreg. Nu putem defalca cu nimic un organ față de celălalt. Deci, în comunitatea europeană nu mai sunt medici ftiziologi, numai Nu. pneumologi. Așa este, este vechea denumire și puțin, ca să înțelegem, s-a extins practic arealul de preocupare al nostru. Nu ne mai ocupăm doar de tuberculoză, ci ne ocupăm, așa cum am spus, și de celelalte boli ale plămânului. Da, am înțeles că tuberculoza este o boală care n-a dispărut, dimpotrivă, încearcă să se relanseze și România oferă un mediu Mediu propice. prielnic, să Da. spun așa, un mediu prielnic de dezvoltare. Acum, așa cum știe toată lumea, condițiile ne aduc și ceea ce se petrece în ultimul timp, la ceea ce suntem expuși în ultimul timp, practic, tuberculoza, așa cum era, de fapt, ea o boală a săracului. Nu, numai este, nu este nu numai o boală a săracului, pentru că toată lumea cine spunea, a, voi vă ocupați cu boala asta a sărăciei, să știți că nu este adevărat, pentru că tuberculoza asta survine și pe alți factori. Sunt și alți factori favorizanți. Și tineretul, avem numeroși tineri care fac tuberculoză. Și de ce? Nu mănâncă, nu-și respectă regimul de viață. Vedeți că toată alergătura asta, toată viteza asta în care trăim, nu ne mai respectăm regimul alimentar. Stresul. Toată lumea incriminează stresul. Este adevărat până la un punct, modificările, ceea ce denotă de la stres, modificările asupra organismului, până la urmă, dereglează capacitatea de apărare și cu posibilitatea de reactivare a tuberculozei. Sau sunt atâtea boli, de exemplu, cum este această boală la modă, deși este, nu se dorește, SIDA, infecția HIV, care favorizează reactivarea micobacteriei tuberculozei sau microbului care determină această boală. Era o teorie că sunt din ce în ce mai rezistenți microbii la tratamentele cu antibiotice, nu? Da, sunt foarte multe cauze. Și din această cauză este mai greu de tratat tuberculoza decât până la un moment dat, istoric vorbind. Istoric vorbind, într-adevăr, au crescut și cazurile de tuberculoză multiresistentă, MDR, așa se numește Multidrug Resistance, este tuberculoza rezistentă la medicamentele specifice pentru tuberculoză, dar așa cum ați spus, în general au crescut germenii rezistenți. Doar o cauză, deși sunt numeroase, doar o cauză este faptul că și în ultimul timp, și nu numai în România, și în general în lume, Chiar în Statele Unite? chiar în Statele Unite și în Europa, a fost o
un timp în care se administrau foarte multe medicamente, antibiotice, fără a lăsa la îndemâna medicului. Deci te adresezi medicului care îți oferă un anume antibiotic bazat pe anume date. Ei, pacientul se ducea în farmacie, își lua antibioticul și pentru orice tuse, răceală, pentru orice infecție, lua antibiotic. Și încetul cu încetul, din păcate, sunt statistici evidente care arată o creștere a rezistenței microbilor, în general antibiotice. Adică organismul, dacă este supus unui tratament cu antibiotice și sunt frecvente tratamentele, sigur, își creează o anumită rezistență. Rezistență la... La antibioticul respectiv sunt și rezistențele încrucișate, deci aici nu are rost să intrăm în detalii, sunt de strictă specialitate, dar ceea ce este important că a crescut această rezistență. Săptămâna trecută era o știre internațională care vorbea despre sfârșitul industriei antibioticelor din cauza unei molecule, cum să... Moleculă foarte rezistentă. Moleculă foarte rezistentă, rezistentă. Da. Dar nu despre asta discutam noi, numai că am pornit de la fiziologie și am ajuns la alte discuții care trebuiau să mânăm mai târziu. Pe mine m-a interesat acum, medic în anul 2010, specialist, clinică din Cluj, Clujul Centru Universitar recunoscut pentru calitatea actului profesional și pentru profesionalismul multor specialități medicale, inclusiv, sau începem cu chirurgia, că este perla coroanei. Sunt probleme la spital. E adevărat că pleacă doctorii și spitalele sunt pe avarie? Da, trebuie să recunoaștem că într-adevăr așa este. Apropo de acest lucru de plecata medicilor, ceea ce am observat și trebuie să recunoaștem, pleacă foarte mulți medici tineri. Apropo de acest lucru, astăzi chiar vorbeam cu rezidenta mea și ei sunt așa în grupe de rezidenți pe an care ajung în specialitatea noastră și din 5 rezidenți care au început anul 1, au ajuns în anul 4 și sunt doar 2, 3 deja au plecat în străinătate. Deci vă dați seama, din 5, 2 rămân, 3 pleacă. Adică și aici, adică majoritatea... și aici există un semn mare de întrebare dacă nu și cele două vor pleca. Din păcate, rămânem noi cei care suntem deja cu mai vârstnici, așa, rămânem fără mână de lucru tânără. Nu mai avem ce forma. Asta, de fapt, este păcat. Dar ce înseamnă un rezident la pneumologie? Cât câștigă? Ca să înțelegem de ce pleacă. Mi-e și jenă să spun așa, nici nu știu de cum. De ce? Fără niciun fel de... E greu să spun. Numai la, niciuna e rușinoasă. La 5, 6, 7 milioane și așa, sau poftiți. Poate așa sunt care deci, plus. Rezident. Că plus că vorbesc de banii vechi, de banii vechi. Da, da, da. Plus că mai sunt și acele sporuri, dar care și aici rămâne deci, discutabil. Salariul de bază este undeva 5-6 milioane. Păi cam așa, 7 milioane, hai să zic așa, în funcție așa, de și anumite și de ani. Și, gărzi. Și de sporuri și de gărzi acum și se ridică, hai să spun, dar nu este suficient. Din păcate nu este suficient pentru statutul de medic, pentru că nu ai mari pretenții în viață, pentru că nu pornești să faci medicina doar ca să-ți satisfaci anumite pretenții, nu. Dar statutul de medic consider eu că îți oferă anumite pretenții, da? Și eu care sunt medic am o anumită pretenție de la viață, muncesc, mă dăruiesc a ceea ce fac, deci am anumite pretenții și nu întotdeauna mi le pot satisface, așa cum nici cei tineri, pe departe, gândiți-vă, ei au, nu toți sunt din Cluj, au de dat chirie și îmi spun că au de plătit chirii la apartamente unde stau sau își iau rată la bancă. Rată la bancă. În mod normal, trebuie să-ți iei o mașină cât de mică, de second hand, de cât o fie de puțin, dar costă, totul costă. Ei nu fac față. Deci mă gândeam la vreo 1000 de lei, adică la 10 milioane de lei vechi. Știți cum este? Până aveau și 9 și 10, dar haideți să zicem extrem și 10 de milioane. Extrem de puțin și nu este, nu, bănuiesc că nu este un spital în care să vină lumea cu atenții, cu comisioane. Foarte. Sau dacă vin foarte rar. Pentru că cine suferă de plămâni
Are o problemă de acasă. Are o problemă de și acasă. Și având o problemă acasă, exact, nu vine da, de acasă. Da, da. Și nu, n-ai cum. Ceea ce este sigur este salarul, altceva nu se... Dar chiar cine sunt pacienții la clinică? Avem tot felul de din pacienți. Din toate mediile? Sau, sigur, din absolut toate mediile. Am eu prejudecat nu, acum nu, care nu. Trăiește mai sărăcuța nu, ca nu, să nu. Din toate... riscă să se îmbolnăvească de plămâni mai repede? Nu, din toate mediile avem. Absolut din toate mediile. De aceea vă spuneam că era ceea ce spunea și noastră la adineaori, că era o idee preconcepută, că era boala săracului și că era numai cei care trăiau în sărăcie făceau bolile. Nu, de aceea vă spun, specialitatea noastră care cuprinde actualmente toată pneumologia, toate bolile respiratorii, practic, dacă e să fac referire la ceea ce nu-mi place de fapt să vorbesc, dar trebuie să acceptăm, la cancerul bronhopulmonar. Sunt pacienți din toate domeniile, de jos până sus, toată lumea fumează. Și da. Aviz la cei, la fumători, cei care fumează își permit să-și ia țigări, oricât ar fi ele, mai puțin costisitoare, mai mult costisitoare. Toate sunt costisitoare. Toate sunt costisitoare da, până acum, la... Este un lux, așa este. Deci avem pacienți, dacă e să iau pe scara condiției existențiale, de jos până sus, tot da, felul de să știți, acum, văzând progresul oamenilor sau felul în care se comportă oamenii după ce au dobândit un anumit statut economic, să zicem, și foarte câștigă mare. Mai bine foarte mult, dar foarte mult s-au lăsat de fumat. Niciodată nu o să înțeleg de ce. Nu mi-explic. Pe măsură ce au crescut în funcție și le-au crescut posibilitățile financiare și se duc de câte 3-4 ori pe an în străinătate, ei bine, majoritatea acestor oameni nu fumează. Și numai că nu fumează, dar se uită foarte ciudat la cei care mai suntem dependenți și ne mai ducem așa printr-o bucătărioară sau printr-o baie să fumăm o țigară fără să ne vadă ceilalți. Știți cum e? Poate este, nu știu dacă e corect cum să mai spune, este invers proporțional. Adică, și într-adevăr ați observat foarte bine, cu cât o persoană ajunge undeva mai sus, cu atât mă gândesc și conștientizează și stresul este mai mare și oricum are suficienți factori care acționează asupra organismului, asupra cărora nu se poate acționa, da? Stresul există, nu avem cum să-l eliminăm, că cu cât ajungem mai sus, cu atât responsabilitatea crește, efortul intelectual este mai mare, poluarea nu avem cum să o evităm, da? Deci condițiile acestea nu avem cum. Ba da, mergem prin parc, nu mergem pe artera principală, de acolo sunt gaze de eșapament și în parc este oxigen. Da, este un punct de vedere, dar nu poți să spui la toți că lasă mașina deoparte, să știi sincer și mie mi-ar plăcea să las mașina la o parte. Știința ta, fie că poți să te lași de fumat cu ajutorul nostru, cu ajutorul medicului, da? Ați convins oameni să se lasă de fumat? Singur, noi și adică avem... e ușor când omul are neoplasm, se numește. Da, cancer, neoplasm, oricum, nu, da. Nu, era un sărac, un amărât om de la țară care a venit la Cluj să-și facă analizele și se temea că are TBC. Și s-a întors la doctorița din comună și era foarte fericit spunându-i că... N-a are avut neoplasm, nu are TBC. Mai bine ar fi avut. Neștiin ce este neoplasm. Așa, mai bine ar fi avut tuberculoză decât neoplasm. Și când se lasă? Adică ce argument are pneumologul pentru un fumător ca să abandoneze țigara imediat? Aceste boli. Noi sărim așa la fileu, cum s-ar spune, sărim la fileu cu aceste date și două dintre bolile cele mai frecvente la fumători, din punctul meu de vedere al pneumologului, este cancerul pulmonar și este bronșita cronică. Acei pacienți bronșitici care tușesc, care obosesc, care ajung oxigenodependenți. Deci acum avem și aceste posibilități, practic suntem ca în Uniunea Europeană. Avem aceste posibilități de a trata pacientul la domiciliu cu oxigen. Sunt acele tuburi de oxigen pe care noi le indicăm, pacientul le utilizează, dar ideal ar fi ca pacientul să nu ajungă în aceste situații, că de fapt aceste situații sunt spre stadiile finale, spre stadiile de severitate crescută ale bolii. Deja când ai nevoie de oxigen, este așa numită oxigenodependență. Practic îți desfășoară activitatea legat de un tub, de un concentrator, să-i spunem, de o stație de oxigen. Deci
Până la urmă, nu este ceva ce îți dorești nici tu ca medic și cu atât mai puțin ca pacient și ca familie a pacientului, pentru că această oxigenodependență, până la urmă, creează o dependență a pacientului de cei din jur. Da? Și toate se leagă una de Afară cealaltă. sunt aparate portabile de oxigen. Am Da, înțeles și la că... noi sunt, și la noi sunt, sigur, sunt. Eu Eu sunt am... fericită că nu cunosc terapia asta, dar Da, da, nici... niciodată nu se știe când ai nevoie și de ce ai nevoie. Da, Da, dar există. cele mai frecvente boli și cele mai convingătoare ca omul să se lase de fumat sunt Cancerul. Cred cancerul că atunci și TBC-ul. când vorbești de Da, cancer, cancerul cred am că are înțeles că la așa plămâni nu o... are nicio, are șansă de operație. Da, noi avem pacienți, eu chiar am pacienți și poate dacă urmăresc se și regăsesc, am pacienți care de 4-5 ani de zile vin la control și știți care este problema? Să-l găsești în stadii cât mai incipiente, adică mai puțin dezvoltat, fără metastaze, cel puțin dovedite pe examinările care noi le facem. Și avem pacienți, Deci nu este sexul fatal feminin, cineva sexul... care are diagnosticul de cancer la pulp, cancer pulmonar. Nu este obligatoriu să-și moară în câteva zile sau în câteva luni. Categoric, categoric, Cel sigur, mai sigur repet. lucru de pe lumea asta este că murim. Cu toții suntem datori Așa. până la urmă cu Dar... acest fenomen, deși nu ne place să vorbim de el, poate unora ne e teamă de el, dar Și până la cancerul urmă pulmonar se toții. operează? Sigur, sigur, Da? sigur, sigur, sigur. Sunt anumite Și are condiții, aceeași anumite procedură ca și la particularități, celelalte tipuri, sigur. se Se face chimioterapia face după aceea și... categoric sau se face și înainte. Sunt diverse protocoale de tratament, fie că se dă chimioterapie, se operează și se continuă chimioterapia, fie că se face intervenție chirurgicală și apoi chimioterapia, mai vorbim și de radioterapie. Deci sunt aceste protocoale care, cu ajutorul medicului oncolog, de fapt la noi, ca și clinică, noi suntem clinică de diagnostic și mai puțin de tratament. Tratamentul este și rămâne apanajul medicului Oncologiei. oncolog și noi avem o colaborare foarte bună cu Institutul Oncologiei din Cluj, chiar foarte bună. Și Și simptomele pentru cancer care sunt? dacă vreți să încep cu fumătorii, cei care Da, fumează, acum începe sunt și cu așa, țitoian, șurubul, așa, da, așa da. este. Nu le mai place țigara. Au așa au o senzație de repulsie față de țigară. Au o tuse persistentă, o tuse indiferent că zici că bronșiticul tușește iarna sau tușește toamna, este tuse persistente. De exemplu, mai e și ceva hemoptizie, adică acele mici sângerări care apar, care uneori sunt interpretate datorită unei viroze. Acum, o viroză poate da mici hemoragii, căci creează așa o iritație a vasului și a bronșiei și așa. Deci toate interpretate sau, de exemplu, răgușala, când sunt anumite modificări, deci sunt care determină scăderea în greutate și sunt aceste câteva doar, să nu intru Așa. în mai multe amănunte, care trebuie să dea de Dar gândit. durere nu este. Să știți că nu prea. Avem puține cancere cu durere, mai ales cele care afectează nervii intercostali, cele care merg mai mult spre cutia toracică, mai la periferie. Sau, din contră, pot fi și cele care se dezvoltă mai în mijlocul plămânului, sunt cele centrale, dar care comprimă, deci când ajung destul de mari. Durere nu ne prea putem lăuda cu acest simptom, dar sunt celelalte care deranjează. Și Tusa la TBC, expectorată, simptomele? emoptizia, tot cam Oricum, așa ceva. câți bolnavi? Este adevărat că este în creștere numărul bolnavilor de TBC? Da, trebuie să recunoaștem, deși la noi în județ am încercat să stabilizăm la un moment dat, Și dar că per România total, este în capul listei în cam Uniunea așa, da, Europeană cam cu așa, numărul de bolnavi raportat la populație? cam așa, cam așa. Din Da, păcate asta de ce? pentru noi, foarte greu Și de tot spus, așa adică foarte lovește în greu, toată până lumea, la adică urmă, din toate categoriile sunt cu TBC. da, deci vreau să vă spun că de la cel de jos până la cel de sus am avut tuberculoză. E condiția ca atare, este regimul, este oamenii, de exemplu, care nu au, am avut și avem pacienți care în loc să mănânce mai bine consumă alcool sau mai bine trag o țigară și astea toate duc la apariția tuberculozei, la dezvoltarea tuberculozei. Și repet, când mă întrebați de toate condițiile, avem, din păcate, studenți care muncesc foarte mult,
Ori aici nu putem incrimina că sunt săraci și așa. Ei nu-și respectă regimul alimentar, învață noaptea și o știm foarte bine că toți am trecut prin asemenea etapă a vieții, mai și fumează, mai și chefurile care le știm cu toți și toate cluburile unde și cluburile băutura și unde, cum se spune, și intri fumat și pasiv, poți și să fumat tai activ, da. Fumul cu cuțitul, unde într-adevăr, cum a spus, fumatul activ, fumatul pasiv, toate își fac pe deplin acțiune asupra organismului și până la urmă organismul ăsta, oricât ar fi el de rezistent, că zicem că facem sport, că facem mișcare, că hai să zic, până la urmă dacă acționez cu anume factori, acționez zilnic, practic până la urmă organismul reacționează și el cumva își cere anumite drepturi. Ori drepturile astea nu sunt... Să... Nu sunt întotdeauna... Deci. Exact, da, da. Nu-mi place să... Haideți să vorbim de altceva. Hai, da. Să ne mutăm registrul în altă parte. Așa, da, spuneți, da. Era o idee a Ministrului Sănătății să nu-i mai lase pe, mă rog, șefii de clinică, pe medicii din sistemul de stat să lucreze și la cabinetul privat. Mulți dintre ei, cei mai cunoscuți și cei mai potenți financiar și profesional, precum bine știu, au cabinete particulare unde o parte dintre noi ne-am dus chiar cu dragă inimă, pentru că una e să stai la coadă în spital să vii în contact cu alți bolnavi și alta este să te duci la oră programată. Costurile nu erau foarte mari oricum și era o chestie mult mai civilizată. Cum ar fi bine? Chiar și eu sunt, trebuie să recunosc, lucrez și la stat și lucrez și la particular și dacă e din lumea asta medicală, Deci vă afectează direct, eu mă gândeam la proprietate. Cât o cunoaștem noi, pe majoritatea clinicienilor îi găsim și la particular. Deci acum, apropo de cât ne lasă cineva să lucrăm sau nu, o să vedem ce se va întâmpla, dar pe undeva nu știu cât este de corect. Adică nu știu dacă cineva... Exact, între una sau alta. Nu știu cât este de corect să-ți îngrădească, practic, pentru că eu, care lucrez la stat, lucrez dimineața până la o anumită oră, iar după masa, în timpul meu liber, nu știu dacă cineva mă poate opri sau îmi poate restricționa activitatea să nu merg la particular. Ei, unde nu merge? Discut... Interservisan? Da. Nu discut despre cazuri că am auzit o felul de pacienți care sunt. Nu, consider că atâta timp cât ești echitabil față de un pacient, cât îți respecti niște îndatoriri față de stat, față de contractul care l-ai semnat cu cel din particular, eu consider că se poate desfășura o activitate care să mulțumească pe toată lumea și până la urmă toată lumea să fie bine. Ceea ce se aude și ceea ce se cârcotește, apropo de anumite lucruri, că sunt pacienți care sunt văzuți la stat, pe urmă trimiși la particular sau invers. Aici din lumea dumneavoastră, deci medici de familie care spun clar, nu avem nimic împotrivă, sunt persoane competente, merită să aibă un trai confortabil pentru că lucrează și nebunitor. Da, este foarte greu să lucrezi câte 16-17 ore pe zi, și să, mai ales să faci chirurgie. Da, chirurgia e într-adevăr... Care presupune multe sacrificii ca să poți să faci. Categoric, și categoric. Să faci bine. Dar ei spuneau că nu este în regulă să trimiți pacienții de la clinica de stat, să-i trimiți de la stat în privat. Aici era, eu am vorbit cu mai mulți medici și am spus care ar fi soluția. Și a zis cineva, a dat o soluție. Din asigurările de sănătate private să se creeze un fond pentru, mă rog, coplată sau cum se numesc acum. Da, sistemul ăsta de coplată. Pentru clinicile sigur. Private. Și asta ar fi. Și vine până la urmă, aș plătește, are asigurare la tine, vine și se rezolvă problema. Și nu mai interzice nimeni, deși nu credeți că o să interzică, pentru că, sincer, eu nu văd. Nici eu nu văd o soluție. Nu. Da, nu că știu. Tot e o problemă, adică dacă pleacă ăștia mari, gen Lucan sau Coman sau sigur. De la clinică și se duc unde merge. Deci nu e o problemă. Și au pacienți. Așa. Și au, au și pacienți. Da, și categoric. Poate că unii au și clinică în privat suficient de bine dotată ca să poată să lucreze înainte. Mai adevărat că un robot din ăla Da Vinci e destul de scump și mai greu de luat. Nu ți-l prea poți permite în particular. Dar deși... dacă pleacă e o problemă. Da, sau nu e o da. Problemă? Ba, e o problemă. Iar pe de altă parte, statul ăsta, eu nu înțeleg un lucru.
dacă în România ai în sistemul de sănătate și de învățământ, ai firme private, că nu știu, sună ca dracu să spui, e un SRL, e spital, e SRL sau e nu, sal. Nu sună bine SRL. Nu sună bine. Mai bine particular sau privat, cum... Da, comercial sunt SRL-ul sau e sau. Da, așa, da. E urât să spui că e un spital, un SRL. Că de regulă SRL-ul deja a dobândit-o, și noi suntem SRL la firmă. Da, da, are o conotație peorativă deja, în sensul că e foarte mic în raport cu... SAU-urile care puse, sau cu companiile. Companiile, sau cu, marile companii. Care, marile companii, da. Și trusturile, așa, acolo e. Dar statul, în mod normal, prin faptul că cineva face un SRL și angajează oamenii, plătește, aduce aparatură, investește într-o clădire, în tot felul de mașini, de ce e nevoie într-un spital, decrevează statul de niște cheltuieli. Pentru că cel puțin o parte, chiar dacă este mică, merge în sistemul privat unde statul nu are nicio treabă, bare câștig. Adică categoric. Vine și spune, dăm și mie CASE-ul, dăm și mie impozitul pe profit, știu eu, impozitul minim sau ce sărăcie mai sunt acolo, că fiscalitatea e suficient de mare. Da, și nu înțeleg statul ce interes ar avea să spună, na, oprim, oprește-te, da, oprim, da, că oricum ați luat amploare. Sigur că, nu, mai sunt probleme. Universitățile la mari, nu știu, Spiru Hare. Spiru Hare și asta, da, așa. Și studenți și... Apropo de acest lucru, și știți că actualmente, în particular, vreau să vă spun că pacienții își pot realiza absolut toate investigațiile. Își pot realiza absolut toate investigațiile și chiar, până la urmă, și intervenții chirurgicale sunt care se fac în privat. Da, sunt. Sunt spitale private de ginecologie care merg. Sigur, și am văzut acum niște salvări aduse de afară, ambulanțe. Și serviciul de ambulanță, că va fi particular. Ambulanța. Salvare sau ambulanță? Păi acum vedeți că este ambulanță. Ambulanță. Este mai modernă. Deci am văzut o mașină adusă de afară, echipată complet. Cu absolut tot. După model german. Este ceva fabulos. Adică vine ca... Îți mută un mic spital, ți-l mută acasă. Eu am lucrat... Și îți face toate analizele. Te monitorizează până ajungi dintr-o parte în alta, îți poate recolta sânge, deci poate face monitorizare, oxigen, absolut tot. EKG-ul, de asta zic, monitorizare EKG, absolut tot. Ești un mic spital ambulant, pe care se pot. Și eu am lucrat în Franța și chiar acolo am văzut. Și vreau să vă spun că și acolo, acum probabil și asigurările sunt altfel, dar am văzut ceea ce înseamnă o ambulanță, așa cum spuneați, ce mic spital și ce dotări are un, într-adevăr o ambulanță care poate să facă anumite servicii la cote extreme. Nu știu cât costă. Aparatura nu costă foarte mult. Nu știu reactivii nu cât știu. Sunt. Că depinde de investigație. Că în sănătate cam așa este. Depinde. Aparatul nu e foarte scump, dar după dar aceea te duci costă, să iei consumabile. Sigur, și... sigur, consumabilele după aceea. Acum sunteți în subordinea primăriei. Păi am trecut și noi în subordine așa. Și acum să vedem ce se va întâmpla. S-a schimbat cu ceva? Că eu am înțeles că salariile tot ministerul vi le dă. Tot ministerul. Iar tot primăria ministerul. A preluat, știu, cheltuielile ca la... Deocamdată nu am avut așa, ca la acele școli. Consilii de administrație. Acum să vedem după concediile de odihnă, să vedem puțin, să avem și noi prima ședință, practic, de Consiliul de Administrație. Și spitalul este de datorii? Nu. Nu, 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 ne bucurăm că nu prea avem datorii. Suntem un spital care ne-am ținut așa, nu facem parte din cele care ne iau cu datorii și trebuie să ni le dea așa, așa, nu, nu. Am reușit așa, poate nu întotdeauna a fost suficient, poate au fost și nemulțumiri în rândul colegilor că n-am satisfăcut întotdeauna toate pretențiile, toate cerințele, dar ne-am străduit să fie cât se poate de bine să nu avem datorii. Și o întrebare, nu v-ați gândit niciodată să plecați? Adică nu, am o întrebare. Ați fost plecată, de ce ați venit? Oh, da. Când am fost, în urmă cu vreo, suntem 2010, cam în 2000-2001 am făcut un stagiu de un an de zile în Franța, în sudul Franței, într-o zonă splendidă, lângă Marsilia, în Montpellier, pe malul mării, deci am avut așa și am combinat, practic, plăcutul cu utilul. Adică deci mai am făcut... vacanță a fost decât specializare. Nu, n-aș putea să spun, dar oricum a fost minunat.
Și pentru că la început m-am dus pe 6 luni de zile, după care în momentul în care începi să lucrezi, începi să te obișnuiești, pentru că întotdeauna când te duci, acum o spun din proprie experiență și din ceea ce eu am trăit, ai o anumită teamă, nu cunoști legile, nu cunoști oamenii, nu cunoști obiceiurile. Ei, pe măsură ce trece timpul, te acomodezi, prinzi curaj, înveți și mai bine, stăpânești și mai bine limba, pentru că, așa cum și aici, toată lumea vorbește toate regionalismele. Toți am învățat franceza. Așa, și acolo, și trebuie toți am uitat-o. Și trebuie să te obișnuiești cu anumite cuvinte, mai mult sau mai puțin utile, pe care le-ai învățat. Și problema care este, la 6 luni de zile mi-am dat seama, mai pot mai mult, mai pot să rămân, însă la un an de zile, când mi-am făcut așa bilanțul, într-adevăr, din punct de vedere material, nu am avut nicio rezervă, în sensul că, într-adevăr, era foarte bine, dar ceea ce m-a reținut pe mine era, de fapt, familia. Și m-au făcut francezii să nu mă v-au întorc. făcut ofertă Ba să da, mi-au făcut rămâneți? ofertă. Ce însemna oferta de la francezi? Mi-au făcut ofertă chiar să rămân, poate nu chiar acolo, dar oricum undeva ca pneumolog și să-mi aduc și familia, aranjau și familia respectivă, dar poate și aveam o anumită vârstă, nu mai eram Da. așa tânără. Da, da, da. Pentru că știți cum e, una e să încep la 20 ceva de ani, alta e aproape de 40 de ani La să încep. 20 ceva de ani nu poți să fii medic specialist. Dar nu poți să fii medic specialist, de-abia încep. Deci toate foarte, foarte bine trebuie să cântărești Da. lucrurile. Cu, nu, ce v-a oferit acolo în Montpellier? Cam cât ar veni în euro salariu? Eu lucram în Sau era... franci la vremea respectivă. Era și făceau mărcile, deci aveam cam, dacă stau să mă gândesc, cam 1000-1500 de mărci la vremea respectivă și ajungeam în funcție de numărul de gărzi și aici este o poveste, pentru că așa ca intern, eu am fost ca intern, ca și medicii rezidenți, practic ar fi o echivalență, ajungeam chiar și până la 2000 de mărci, 2000 și ceva, pentru că francezii pe weekend-uri, mai ales când a venit timpul frumos, preferau să meargă în weekend-uri. Noi care stăteam și am fost și am mers practic acolo să lucrăm, nu aveam familia, nu prea aveam și atunci făceam mai multe gărzi și puteau să crească Da, salariile. 2000 de mărci nu e foarte mult. 2000-2500 la vremea respectivă era comparativ, era da, comparativ, era mai sigur mult decât era acum, comparativ da. Cu ceea ce se câștiga. Suntem în 2000, gândiți-vă, ori aici în 2000 oare nici nu mai știu cât era. Nu știu dacă era 2-300 de mărci salarul. Ce face timpul? De asta zic. Am eu, sincer, eu știu că la vremea respectivă nu era mult, pentru că la vremea aceea lucrau în construcții oameni pe care știam că au plecat din Cluj, lucrau în Germania și câștigau cam 1500. E adevărat, în construcții. Și ce mai bun, urcau așa tot așa la 2000-2500 de mărci. A ajuns mult mai târziu la 3000. Era, să știți, gândindu-mă la vremea respectivă, în urmă cu 10 ani, știu că nu ajungeau salariile noastre ca medici aici la cum eram, mai mult de 4-500 de euro de mărci, pardon, de mărci, că așa am reținut. Păi... și eu câștigam aproape de 3 ori, da, unor de 4 salariile ori. Am impresia că sunt mai mici decât au fost în jur de 2000. Cât nici, au scăzut de fapt? Mai... 25% sau 40%? Și poate mai mult Luca, sau poate da, mai zis, mult. Au tocmai. Zis ăștia, reducem cu 25%. Ok, dar aia 25% la ce aplici? Aplici la brut la sau ce, aplici ce? La net? Că dacă l-aplici la net, scăderea este mult mai mare. Mult mai mare, că ajungi și la 40%. Și că se aplică și la că net. Acolo se face și ajungi la 40%. Până la o anumită sumă nu se plătesc sigur. Contribuții, sunt sigur, sigur. Alte cote de impunere și pe măsură ce crește salariul, crește și cotele. Deci sunt, ajung. Deci, de fapt, s-a aplicat la veniturile nete. Exact, și atunci nu e numai 24%. Din aia înseamnă că cei care sunt prospătiți acum vor avea niște pensii mizerabile. Dar gândiți-vă, și la noi, acum nu știu câte ni se... și se tot da, acumulează. Da, și nu știu... caz, da. Da. Da, până la urmă știți cum este român. Mai bine vorbim de francezi. Da, lăsați. E adevărat că sunt foarte naționaliști și foarte... Da.
dezgustători când vin în contact cu alte persoane care ar putea să rămână în Franța? Haideți să vă spun ce mi s-a întâmplat mie. La 6 luni de zile am avut așa, mi s-a făcut un bilanț. O evaluare. Da, o evaluare. Foarte drăguț de altfel, amabil, dar fără a te invita foarte mult în cercurile lor. Deci noi stăteam așa, străinii mai mult, aveam erați cercurile. Mai mulți, era... Da, da, era un campus și aveam, eram așa cam 10-12 colegi, dar din celelalte țări, etrangeri, deci străinii care ajunseserăm în Franța și așa, se comportau foarte frumos cu noi, foarte drăguți, până la 6 luni, când am anunțat în secția respectivă că doresc să mai stau. Bineînțeles, mi s-a făcut evaluarea respectivă, profesorul, după o prealabilă discuție cu profesorul, a zis, da, totul este ok, chiar te rog să mai rămâi, gărzile sunt așa cum sunt, te descurci foarte bine și aș mai propune încă 6 luni. Ei, în momentul în care eu am revenit în țară să cer acordul universității, pentru că la vremea respectivă am plecat cu acordul universității, cu acordul familiei, era chiar de sărbători, chiar de Crăciun, îmi amintesc, atunci când am avut o discuție în familie, pe urmă și la universitate, mi-am prelungit cu 6 luni. Ei, vreau să vă spun că acele următoare 6 luni n-au mai fost atât de plăcute, poate, sau nici nu știu cum să spun, atât de confortabile pentru mine, pentru că imediat au sărit și au spus, da, domnule, e un potențial rival, un potențial medic care poate să rămână aici. Și am dat toate asigurările, deci tot spuneam, domnule, nu rămân aici, pentru că îmi place la mine, am familie care mă ține acasă, deci vreau doar să muncesc, să învăț și, bineînțeles, de ce să nu recunosc să câștig. Deci aș fi absurdă să spun, nu, domnule, mă duc numai să muncesc. Nu. Eu am înțeles că sunt foarte, foarte intoleranți cu străinii. Da, da, și de aceea vă spun, imediat te țin, îți creează așa o barieră între tine și el. Atunci mă întreb cum, dacă față de un medic care profesa ca medic acolo, au avut astfel de atitudine, eu mă întreb cum se poartă cu țiganii. Cu cei din jur, da. Așa. Eu vă spun, mie mi s-a întâmplat și într-adevăr am văzut așa schimbare de comportament în momentul în care au avut numai așa un iz că aș putea rămâne. Eu cred că sunt stresați de populația aceea multă din provinciile africane. Da, da, magrebini, cum le spun ei. Magrebini, cum le spun ei. Și într-adevăr și au acea ținută. Ei sunt cei mai grozavi, ca ei nu e nimeni. Ei sunt cei mai buni. Au acel iz franțuzesc. Avut o profesoară de franceză, Iulia H. de nepoata lui Bogdan Petriceicu, nu Iulia, fiica care a murit, ci fiica fratelui. A crescut în Franța, cu bună franțuzoaică, cu toate vacanțele făcute în Franța, evident, știa cultura franceză, o cunoștea în adâncurile ei și viața de zi cu zi era foarte familiară. Dar nu-i suporta pe francezi, eu cred că de la ea mi se trage. În schimb, avea o admirație pentru Anglia și pentru casa regală. Și am râs odată că a venit o doamnă de la ambasada Marii Britanii și îi spuneam, știți, eu am așa un cult, dar l-am avut mai de mult, adică nu vă fac un compliment. Întotdeauna, deși prima dată ridiculizam că regina Angliei și toate lucrurile alea depășite monarhia. Și după aceea mi-am corectat în funcție de doamna HD-ul. Era foarte plăcută, surprinsă de declarația mea, dar spunea femeia, nu-i suport pe francezi. După aceea, când am cunoscut mai îndeaproape ziariștii, și erau, nu de la Le Monde, care e un ziar de ziar, ci erau de la... Stați un pic, e un ziar de stânga, am un lapsus acum... Nu era l'Humanité. Nu era l'Humanité, o să-mi vină în minte. O, ceva mai de stânga, nu chiar ca l'Humanité. Și avea niște ifose. Noi, voi românii, sunteți, era atunci cu mineriada, sunteți niște primitivi, noi așa.
am tras o ceartă cu ei, oricum nu mi-i dor de... Apropo de acest lucru, de ceea ce spuneați, la un moment dat, stând așa la taclale, hai să spun, cu colegii mei din Franța, mă întreabă un francez, dar voi cum... Liberation se numește. A, Liberation. Dar voi cum mergeți în piață? Cu căruța? Păi, la care m-a simțit atât de jignită! Atât de jignită, vă dați seama, în 2000 deja eram totuși, aveam și noi mașini, aveam altfel. Așa de jignită m-am simțit și am început să le explic. Da. Și le-am făcut poze, am venit în țară, am făcut poze și le-am arătat, de fapt, cât e de frumos orașul în care, din care provin. Așa, și chiar revoltată. Dar cum, m-am simțit de-a dreptul jignită să-mi spună că mă duc și că mă întreabă că noi mergem cu cai și cu măgarii la piață și cu căruța și că nu... Și până, nu sunt genul care să-și... Sau cel puțin colegii mei de acolo nu și-au cerut scuze. Nu, au lăsat-o în coadă de pește, cum s-ar spune. Dar apropo de acest lucru, am avut atunci de a face nu numai cu medici legături, și cu alții. Nu știu dacă aș putea generaliza. Am întâlnit și oameni și persoane extrem de agreabile. Sincer vă spun, am avut chiar o prietenă și o mai am, care era economistă și cu care m-am înțeles foarte bine și am fost invitată acasă. Bineînțeles, și acolo nu este, nu pot să spun că ai ospitalitatea românilor. N-ai cum, este o anumită România răceală. Au ospitalitate? Eu așa zic, totuși suntem mai ospitalieri, suntem mai comunicativi, să știți. Vă spun eu ce am pățit cu François de la Liberation. După ce o săptămână a trebuit să stau să-l însoțesc, că era în documentare în România și cei de la Academie nu știau cum să, filiala Academie nu știau cum să scape de el și mi l-au pus după gât, a trebuit să-l prim în toate locurile unde se putea scrie ceva ce era mai interesant. Și în ultima zi mă întreabă, da, acasă la tine nu mă induiți? Și a spus, nu, de ce? Eu trebuie să te însoțesc, să mă spovesc, de ce să te invite acasă la mine? Păi până acum toată lumea m-a invitat. Atunci nu erau pașapoarte. Și toată lumea obținea mai repede, mai ales de un pașaport, dacă primeai o invitație de afară. De afară, da. Și am zis, nu, eu n-am de gând să vin în Franța și oricum dacă vin în Franța, n-am de gând să vin acum în Franța. Atunci credeam că... Atunci plecau foarte mulți țigani afară. Și am zis că aștept să se curățe. Multă lume a judecat așa. Și zic, eu da, nu mă duc, da, mi-e rușine că primii care au plecat erau țiganii cu fustele alea largi, exact, și cu pălărioacele mari. Și am zis, nu mă duc acum că mi-e rușine. Adică și nici nu aveam atunci posibilitatea să zicem, vai ce tare tropotim, nu? Să ne comparăm cu ei din toate punctele de vedere. Nici mașini, nici haine, nici... Așa se mai treacă timpul să se așeze lucrurile și după aceea mai vedem. Acum e mai rău, deci dacă atunci l-am avut curajul să mă duc, acum cred că... Și apropo de acest lucru, la un moment dat... Nu m-a stăgat cu François. Era foarte, foarte impresionat că nu-l chem acasă și îl întreb, eu dacă vin în Franța, tu îți lași jobul tău și vii cu mine 7 zile să mă conduci prin toată Franța, este o simetrie între felul în care... te tratez eu și mă vei trata tu? Nu. Atunci, deci, cu siguranță, nici n-aștept să spui că știu sigur că nu vei face acest lucru. Da, de ce să te invite acasă? Și la final, că toți s-au dus, zice, voi românii, n-aveți bani, 90, nu aveam bani, așa, toți îmi dați cadouri, i-au dat cadouri, l-au invitat acasă, l-au invitat la restaurant și după aceea, la final, toți au cerut câte ceva sau așteptau și dacă n-au cerut, așteptau să fie răsplătiți într-un fel. Și zice, atunci nu este ospitalitate. Dacă faci un lucru ca să mă atragi într-o cursă, să mă obligi să dau ceva. Da. La final a zis, ce ești unul dintre puține români pe care îi respect. Pe considerând că nu l-am invitat acasă. Și v-am spus, nemțește, asta e problema. Asta-i. Eu am o sarcină, mi-o duc până la capăt și la revedere. Dar să știți că dar le place. Și românii, ei profită. Ei profită, da, au profitat. Și germanii când au venit pe dată, veneau profită, cu ajutoare și sigur. Plecau cu obiecte de artă, cu farfurii, sigur. Cu ei aduceau haine vechi și au plecau cu tot altceva. Tot ce era de valoare și o și ștergare și așa, da, sigur. Așa, sigur. Și ospitalitatea noastră, să ne mai gândim dacă e ospitalitate sau este un fel de... Nu, e un fel de... Mascat? Hai să-i îndatorez. Da, poate. Pentru că așa. Tot ăla care te cheamă, să nu zicem că e general, dar mulți dintre cei care sunt foarte ospitalieri și te cheamă în casă și te tratează și te fac să te simți bine, așteaptă după aceea să fie într-un fel răsplătiți. Da.
Nu știu, aș prefera să zic că, domnule, îmi dai un ban sau îmi dai ceva, condiționez așa, s-a spus din capul locului ce dorește și e mai simplă. Da, poate, da, așa e pe undeva treaba nu, asta. Nu, e așa o poveste cu ospitalitatea românilor, că suntem, nu știu dacă suntem, acum suntem în extrema cealaltă, nu mai avem încredere de niciun fel în noi. În noi, da, așa da. E, așa e. Apropo, unde se duc medicii de la pneumologie? În Franța. În Franța? În Franța, încă... Da, Franța are așa nevoie de medici? Ei n-au facultăți sau din ce cauză? Au nevoie. Fac presiune așa pe... Au nevoie de foarte multă Se mulțumesc forță. Românii cu un salariu mai mic. Sigur, sigur, au nevoie de foarte multă... Oricum, și atunci când am fost eu, diferența între mine, între internul străin și internul francez, era diferența. N-aș putea să vă spun exact, că niciodată n-am că știut. E secretul de serviciu. Este exact, fiecare salariu este confidențial, dar oricum, neoficial, auzeam că între noi și ei este o diferență. Nu știu cu cât, dar exista o diferență, bineînțeles, în favoarea lor, nu în favoarea noastră. Da, deci asta există. Domnul acela din Parlament cu Rosalu, cu noaiele, cum îl cheamă, Silviu Prigoană, a spus că nu e nicio dramă că pleacă doctorii din țară, că pot să vină din Africa, din Bangladesh. Din... Adică știți cum este? Noi ne nu, străduim... de Bangladesh sigur nu știu dacă de Papua da. Noua adică mâine. Noi ne străduim să ne formăm oamenii, da. Că până la urmă, oricum este școala care unde predai și așa. Eu sunt și cadru universitar, da? Și mă străduiesc să formez tineri, așa. Chiar și acum am... persoane tinere pe care le-am format cu anumite experiențe, au ajuns medici specialiști și sincer vă spun, îmi pare rău că se gândesc să plece și nu am cum, pentru că nu am posibilitate să-i angajez, pentru că nu am cum, de posturi până acum au fost blocate, nu știu ce va fi de acum înainte cu ceea ce s-a spus în urmă cu o zi, două, da, că se vor debloca anumite posturi, deci aici n-aș putea încă să spun exact ce va fi în următorul timp apropiat. Și vă dați seama când cineva spune, da, mulțumesc, m-ați ajutat, dar nu puteți oferi nimic mai mult. Nu eu ca persoană, statul român. Deci aici unde se desfășoară da, activitatea. Studenți din Bangladesh sunt în centrul meu, în facultatea de medicină. Adică... Avem mai mulți tunisieni. Câte mulți sunt? Păi avem grupe... Mă gândesc contabil, așa, compensează plecările cu intrările. Nu, nici pe departe, că mă gândesc că și din Bangladesh, dacă vin, tot vor trebui să învețe limba română. Limba română, oricum, toți străinii, toți studenții străini care vin, până la urmă sunt obligați să învețe, chiar dacă noi predăm în limba franceză, în limba engleză, că oricum sunt liniile și la noi la universitate, sunt liniile de predare în franceză și în engleză. Dar, de exemplu, dacă vrei într-adevăr să iei o anamneză, să stai de vorbă cu un pacient, n-ai cum să-l întrebi în franceză și în engleză. Până la urmă trebuie să-l înveți să-l întrebi în românește, că n-ai cum să o întrebi pe doamna cu tare sau pe bădiuca cu tare sau pe tanti Floarea de undeva. Cu doi translatori. Da, cu doi translatori. Nu ai cum. Și atunci, nu, și știu românește și, și știu destul de bine, să știți. Nu bați, au anul pregătitor, da, sunt puțin. Mai obișnuiți. Adică nu pot să acopere dar nici deficitul. Pe departe nu este echivalența. Deci nu este ideea domnului Prigoană. Câți vin, nu, mă gândesc. Cel eu puțin un an, ne ferește, copilul meu care a studiat în limba germană și care a făcut secția de germană și care a făcut secția engleză. A învățat automat și engleză foarte ușor și acum este... Da, dar germana este grea. Germana, într-adevăr, este grea. Și nu poate învăța franceză. Îi se pare da, extrem de grea. E un sindrom. Și este un nici sindrom. Nici cei care au învățat engleza nu pot învăța exact, franceză. Exact, da. Și mie mi-este ciudat. Eu care am învățat franceză, dar nu știu germană deloc și mi-a fost foarte greu când învățam cu copilul, dar colegii copilului meu spun, nu se poate învăța franceză. Și eu încerc, nu se poate. Cum să nu înveți franceză? Și într-adevăr nu se poate. Și pe copilul meu are o verișoară în Paris și nu poate. Și nu învață franceza deloc? N-a învățat. Preferă să învețe și chiar mi-a spus, pentru că acolo unde este el, i s-a cerut o a treia limbă și preferă să învețe spaniola sau italiană. Adevăr, e frumoasă, spaniola. E frumoasă și spaniola, da, da, și italiană. Cred că de după ce engleză nu? E cea mai frumoasă. Da, da, și este. Bineînțeles, cea mai frumoasă e limba română. Că... Categoric, este așa, cea mai frumoasă limba română. Noastră. Așa este. Așa este. Deci da. Nu o să plecați niciodată din... Nu, acum
la vârsta Sigur. asta și... Da, aveți o vârstă... N-are așa deci nu mai tot invocați vârsta, că încep să mă enervez. Nu, să vă zic ce o anumită experiență. Din un istoric extrem de valoros, a plecat la după 60 de ani, a plecat pe vremea lui Ceaușescu în Statele Unite și a lucrat ca profesor asociat. Dar a plecat la risc. Și nu era trecut de 60 de ani și era istoric, adică nu avea o meserie cum este cea de medic, pentru care oricând este piață. Categoric. Așa că eu zic să nu forțăm lucrurile. Nu, nici asta. Hai să zic că poate nu e asta. Pur și simplu ajungi la un anumit grad de comoditate, să-i spun. Sau poate nici comoditate. Nu știu. Obișnuință. Eu nu îndrăznesc să spun că nu o să plec în următorii ani. Nu anul, știu. Sau, indiferent. Îmi Dar place nu, să nu călătoresc. Nu îndrăznesc să mai spun că la un moment dat spuneam, e clar, nu mai plec pentru că e o vârstă 30 de 50 de ani, dălea, dălea, ei, nu te mai duci. Sigur că până la o vârstă te țin părinții și rudele acasă, pentru că nu poți să îți da și părinții și să te duci dacă nu mai ai pe alții care să stea să îngrijească, deși ai ajuns mult mai mult dacă ești afară. Apropo, am o vecină a plecat în, mă rog, sora ei a plecat în Canada în urmă cu ani buni, pentru că erau ingineri mecanici amândoi, lucrau acolo unde se fac în Cugir, unde se făceau armele. Armament, da. Așa, și au plecat în Canada, având un program de aducere de ingineri din zonă și foarte mulți au plecat din România. S-au integrat foarte bine, două fete minunate care le merge trase. Mama fetelor, profesoară, pensionată în Apahida. A plecat acum în vizită la fiică sa cu avionul, cu fata cea mică. Ei, bunii, Marta nu mai vrea să vină în România. Atât de mult îi place. Îi place. Și e trecută de 70 de ani. Așa că nu mai zicem că nu plecăm. În niciun caz nu m-am gândit, mi-a spus nepotul ei ce face, cum a ajuns, cum e călătoria, cum sunt fetele, bunica alea. Bunii nu mai vrea să vină înapoi. Așa e. Te obișnuiești. Sau poate vezi că e mai bine. Sau cine știe. Sau ești determinat să pleci, pentru că medicii ați fost poftiți cu dragă inimă să plecați afară peste hotare. Să plecați, da, așa este. Da, când am auzit și eu discuția asta, am zis, este un punct de vedere. Dar chiar ce au zis este... medicii tineri când au auzit sau nu au vreme să audă? Să știți că și la ei, cam stat de vorbă, mai ales cu rezidenții mei și așa, să știți că și la ei... punctele de vedere sunt diferite. Și mulți spun așa, mergem, lucrăm, facem bani și revenim. Dar, acum am și rezidenți care au spus la început așa și acum s-au căsătorit, au familiile lor în străinătate și nu mai vin. Sunt puncte de vedere diferite. Da, e dureros să pleci definitiv și atunci toată lumea spune mă duc numai mă pentru duc numai timp. Mă duc numai să văd, exact. Și după ce se obișnuiește, exact. E mai dureros să te întorci în... În țară? În e greu. Mizeria din țară. E greu de spus. Aici poate nici nu-mi place să vorbesc, pentru că nu-mi place să recunosc ceea ce văd în jurul meu și așa și prefer să fac uneori abstracție ca să nu sufăr, pentru că până la urmă intervine asupra ta sau nu lași să intervină asupra ta factorii din jur, da? Pentru că altfel, oricum viața este grea. Dacă mai lași și pe cei din jur să-și pună amprenta asupra ta, ești mai încărcat de negativism, se spun. Și atunci pe undeva încerc să depășesc aceste elemente de negativitate care se răsfrângă asupra mea și să fac față. În general sunt o fire extrem de pozitivă și o fire care îmi place să râd, îmi place să glumesc, îmi place să fiu optimistă, să văd bine ceea ce este și aici. Chiar îmi face și chiar aș vrea acest lucru. Deși nu întotdeauna în conștientul meu sau când sunt singură, îmi dau seama uneori, mă gândesc ce-ar fi fost dacă n-aș fi rămas aici în țară, la vremea respectivă. Dar n-am de unde să știu. Nu știu. Cum mi-ar fi fost dincolo? Că deja începusem și trecusem de perioada veche, rea de adaptare. Deja eram... E foarte greu să știți. Chiar vorbeam
Și cu colegii e din ce în ce mai greu. Da, ideea că și nu numai ideea e că nu noi, ai unde să lucrezi, nu că nu vrei singur, să lucrezi. O grămadă de copii, de copii, de tineri care termină o facultate, care și-ar dori să... Nu lenea. Nu. Pur și simplu n-ai unde. Nu au loc de muncă. Mie mi se pare absurd, adică eu ca medic care termin facultatea nu am unde să lucrez, dar mi-au un alt job. Sau dacă nu mi-ajunge unul și așa, nu știu cât e de corect. Doamna cât profesoară de pian, care și poate să-și de... ia doilea job de... Îngrijești copii, îngrijești vârstnici. Hai să zic că mai... Da, nu chiar. Nu știu. Chiar nu știu. Nu știu, dar vedeți că cei mari ne dau soluții sau ne sugerează anumite lucruri. Eu am impresia că atât sau de rupt de realitate, da, încât și eu cred. Nu mai pot să judece. Coerent și să judece pentru noi, pentru mi s-a omul părut de rând. Genial sfatul lui Cristian Preda, cred că îl cheamă. L-a trimis pe ministrul Blădescu, care și el este un plezirist și un personaj interesant și sfidător adesea. Așa. Și a zis, nu să fie remaniat, să meargă să... Du-te și trăiește și ia-ți un al doilea job. Da, și muncește non-stop. Și muncește ca să vezi cum e să trăiești, să-ți plătești facturile, să-ți crești copii, să le plătești școala la copii, să-ți plătești creditele și mai ales când ai copii, mai ales când ai părinți care, vai de capul lor ce au, ce da, pensii au. Ar trebui să terminăm, nu? Toată lumea ne... Da, am primit semnale că trebuie să încheiem. Chiar mi-a făcut așa o plăcere deosebită.